I'm Cristina. I'm from Spain, from Malaga. I'm studying engineering. And now I'm in Petroșani, in Romania. 1 year of Erasmus. I chose Petroșani because I'm in my last year of the university. And I just had to take 8 more courses. And I found all of them here because in this university, there are a lot of courses of many faculties that you can choose. I think everyone in Spain or in Italy or in other countries have a bad thinking of Romanian or Romanian people, but I just came here because I like to share my experience, to know every culture and everything, and I really think I had a good time here, and I'm having a good one. Everyone here is so kind, everyone trying to help you as much as they can. What I like from Romanian the most is the landscape, the mountains, Transylvania. I don't like the capital too much. You don't have to see a lot of things in Bucharest, but if you go to all the cities, I love them. Everyone has like something special, something different. Nu mi-a trebuit foarte mult timp să mă gândesc unde să vin la facultate, pentru că nici n-am avut timp destul. Am hotărât să vin aici abia după ce am promovat examenul de bacalaureat. De obicei, oamenii când iau decizii pripite tind să regrete mai apoi, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat și la mine. Am fost foarte plăcut impresionat când am început să cunosc viața de student și imediat a început să-mi placă lucrul acesta. Mi-a plăcut foarte mult modul în care profesorii se raportau la studenții lor și modul în care ei ne-au învățat cum să ne fie mai ușor să învățăm și cum să combinăm utilul cu plăcutul. Faptul că am ales această facultate a fost cea mai bună alegere pentru mine. Salut, numele meu este Romulus, sunt student în anul 4, specializare electromecanică. Am ales această specializare în urmă cu 4 ani, ținând cont și de sfaturile prietenilor mai mari care au terminat aici. Laboratoarele sunt bine dotate, profesorii, cred că este puțin spus, bine pregătiți. Am ales această specializare în urmă cu 4 ani la îndemnul părinților, prietenilor care au terminat în cadrul acestei facultăți. De mic am fost pasionată de partea tehnică, de modul în care funcționează diferite echipamente, instalații, de modul în care se proiectează diferite instalații pentru diferite construcții. Pentru un inginer, pregătirea practică este cel mai important lucru. Acest lucru l-am observat singur, de pe parcursul celor 4 ani de studiu, făcând diverse vizite în întreprinderi, cariere, chiar și fabrici din apropiere.
Mă numesc Roxana, sunt student în anul 3 la Ingineria Transportului și Traficului. Mi se pare că e un domeniu destul de vast și în continuă dezvoltare. Consider că determinarea și implicarea cadrelor didactice merge mână în mână cu voința și implicarea studenților și că împreună ar putea alcătui o rețetă a succesului unui viitor inginer în vastul domeniu al ingineriei transportului și traficului. Salut, sunt Sergiu, sunt student în anul 3 la specializarea Ingineria Transportului și Traficului. Am ales această specializare deoarece mi-am dat seama în timp că după terminarea facultății am mai multe oportunități, mi-am găsit un loc de muncă stabil în domeniu. În urma experienței acumulate în facultate am ajuns la concluzia că o să am un viitor frumos și abia aștept să-mi obțin diploma de licență și să aplic mai departe în domeniul transporturilor. În general, lucrurile practice ajută la o asimilare mai ușoară a informației și probabil pe viitor e mai important ceea ce știm cu adevărat și am înțeles să facem decât teoria pe care am învățat-o și o putem uita.